Învățătura care se transmite astăzi este faptul că trebuie să-L lești pe Dumnezeu să domine în fiecare parte a vieții tale, în fiecare gând, în fiecare circumstanță, și mă gândeam cum ar arăta aceasta, cum aș explica aceasta în cuvinte, însă mie personal, și de ce este atât de important anume ca Hristos, ca Dumnezeu să domine în fiecare moment al vieții mele și să știu că speranța este doar în El și ce o să am eu de la aceasta ca rezultat. În momentul când am mers astăzi prin ziua 227, am văzut cum înțeleptul Solomon a dat comandă ca să construiască templul lui Dumnezeu și anume să facă în detalii așa cum i-a poruncit tatăl său să facă și anume să grămădească toate lucrurile până în cel mai mic detaliu, să găsească cei mai buni oameni, meșteri, ca să construiască o casă a lui Dumnezeu mai frumoasă decât toate casele care vreodată au fost construite de-a lungul istoriei pentru Dumnezei străini. Spune că Dumnezeul este Dumnezeul Dumnezeilor și din cauza aceasta eu trebuie să construiesc această casă. Astăzi este ziua 227 și am citit din 2 Cronici, capitolul 2, versetul 1 până la capitolul 5, versetul 1. Am finisat Eclesiastul și am ajuns la Cronici, înapoi. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19, până la capitolul 10, versetul 13, și am citit din Psalm, capitolul 97, versetul 1 la 12, acolo unde din nou suntem încurajați, ca fiecare dintre noi, să vedem și să căutăm unde este Dumnezeu, unde este mâna lui Dumnezeu. Atunci când înverzesc copacii, de ce îi înverzesc? Atunci când îmugurește fiecare plantă în lumea aceasta, îți pui întrebarea de unde se întâmplă lucrurile acestea. Acum este primăvara și îți pui întrebarea de ce oare se întâmplă lucrurile așa în chip miraculos și vezi cum parcă totul din nou merge cum a mers. Înverzește totul în jur și începe a avea viață și însuși respirația aceasta de viață pe care avem fiecare dintre noi. Însuși spun că și animalele au aceeași respirație fix ca și noi și au fost creați tot ca și noi. Dar diferența dintre animale și oameni spune că este felul de rațiune, de gândire, cum gândim și faptul că putem alege între ce este bine și ce este rău și totdeauna suntem înspre cercetare. Cercetăm ceva, analizăm, căutăm acea împlinire pe care poate să ne dea doar Dumnezeu. Astăzi ceea ce mi-a atras atenția în Cronici, că felul în care Solomon a ales să construiască templul lui Dumnezeu, o casă unde va fi auzite toate rugăciunile pe acest pământ, și anume acest subiect din Vechiul Testament este o umbrire spre lucrurile viitoare care se vor întâmpla în Noul Testament, anume despre templul duhovnicesc pe care Hristos îl va construi și că fiecare dintre noi spune că este una dintre piesele din templul duhovnicesc pe care Hristos l-a construit și anume să fii parte din acest templu, este nevoie ca să crezi că Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și a trăit o viață în mijlocul nostru și ne-a dat un exemplu cum să trăim în adevăr, cum să trăim în dragoste, cum să trăim în pace și cum putem să avem noi parte de acest templu și ce beneficii noi vom avea de la aceasta. În momentul când Solomon a construit, spune că a ales cel mai bun detaliu care a putut să-l aleagă în momentul dat, în timpul dat, oamenii care pregăteau piatra, oamenii care pregăteau aurul, oamenii care pregăteau fierul și toate lucrurile care erau necesare pentru construirea templului lui Dumnezeu au fost de cea mai înaltă calitate. Solomon, în înțelepciunea sa, spune că a ales lucrurile acestea ca să fie o umbrire spre lucrurile viitoare și ca fiecare om de pe acest pământ să vină și să rugăciunile lui să fie auzite aici. Este un indiciu pentru fiecare dintre noi atunci când vrem să facem ceva pentru Dumnezeu, să facem din toată inima, să căutăm ce este cel mai bun, nu ce este rău și dacă avem ceva care nu ne trebuie acasă, mă duc și fac un bine oamenilor, adică dau săracilor. Nu! Spune când dai săracilor, când dai femeilor care sunt vădane sau orfanilor, trebuie să duci să cumperi ceea ce este mai bun și să dai lora. Să nu dai dacă lucrurile care ți nu trebuie și ieși și le dai. Adică tu le-ai folosit și ne îndeamnă ca să avem o închinare în adevăr, o închinare
curate la cel mai înalt detaliu, la cel mai înalt nivel. Și atunci noi vom înțelege cu adevărat ce înseamnă să-L slăvim pe Dumnezeu după ce vom îndeplini aceste lucruri. Astăzi în Corinteni, Pavel le spune celor din Corinteni că este bine ca fiecare dintre noi să îndeplinească ceea ce spune legea. Spune că dacă vei îndeplini legea, atunci vei avea trecere în fața celor ce fac legea. Spune, dacă te vei face sărac cu cei ce sunt săraci, adică vei înțelege felul lor de gândire. Și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi și ne îndreaptă spre o gândire de a ne coborâ la nivelul fiecare persoane din această societate. Nu de a crea o aură în jurul nostru care nimeni să nu poată intra. Să fim cu inima deschisă ca fiecare om să aibă acces din lumea aceasta la noi, la Dumnezeu, la calea pe care noi o cunoaștem și dacă Dumnezeu vrea ca noi să acționăm în adevăr, atunci trebuie să explicăm în cuvinte cum trăim noi în fiecare zi, cum transmitem următoarelor generații ce am experimentat noi cu Dumnezeu. Am văzut de-a lungul istoriei că Dumnezeu a lucrat în chip miraculos și dacă noi credem în același Dumnezeu și lucrează în chip miraculos în viețile noastre, de ce să nu transmitem aceste miracole, această credință în lucrurile care nu se văd, să transmitem următoarelor generații. Eu vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine la ziua 229.